Păpușa Popii ascunde cel mai horror secret. Frați și surori, astăzi vom face ceva foarte, foarte special. Bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată de animații cu Popii Playtime. Ei bine, fraților, ieri seară băieții de la GameToon s-au scos o nouă animație și vreau să vă zic că sunt chiar foarte, foarte curios să văd ce o să se întâmple în acest episod, pentru că titlul este chiar așa: Secretul întunecat al lui Popii, a Păpușii Popii. Și nu știu care-i treaba, băi, nu știu care e treaba, nu știu ce secret ar putea să aibă Păpușii Popii, pentru că până la urmă, gen, la toate episoadele la care m-am uitat eu cu această animație, ea este întotdeauna personajul bun, adică întotdeauna încearcă să facă bine, nu știu ce secret horror ar putea avea, însă urmează să aflăm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul drag și să vă abonați acest canal. Eu zic să nu mai pierdem timpul, boi, și să începem cu această animație și cu acest episod. Let's go, ca să vedem care e treaba pe la urmă, boi, că sunt și eu destul de curios. Hai să vedem. Game Station, arată-i ce ceva. Pe aici, player. Ok, deci trebuie să ajungă la Game Station. Train station, game station, same thing. It's our ticket out of here. Opa. Deci a ajuns aici și zice că ăsta este tichetul nostru ca să ieșim de aici. Vor să iasă din fabrică? Nicio problemă. You mean the creepy gaping pit in the middle of the floor? Hoppa. Yeah, think of it like a big fun slide that goes straight down. Boys. So, a pit. Boys, opa, a luat-o pe Păpușa Popii. Deci ideea e că au ajuns aici. Ei trebuiau să fugă și să iasă din fabrica, sau să iasă din partea asta fabricii. Și Păpușa Popii a zis că ok, dacă aici e închis, uite că avem aici ceva jos. Avem gaura asta care într-un fel este tichetul nostru către ieșire. Dar uite că nu a fost așa și mami Long Legs a furat-o. A luat-o, papi. Așteaptă că vin. Ia uite, zice și player. Boi, se duc în groapa aia. Mamă, a picat fix în mâna ei, boys. Boys, mami Long Legs. Bă. Is this exciting, Poppy? Very exciting, mommy. Finally, after all these years, a new friend to play with. Let Poppy go. Ok, asta-s, boys, e ceva destul de ciudat. Mami Long Legs, gen, după cum puteți vedea, Poppy asta a leșina, Păpușa Popii a leșina sau Barnum, care-i treaba cu ea. Și face mișto. Uite, după atâția ani ai un nou dăsta, un nou partener cu care să te joci. Despre ce vorbește? Poppy was just going to give you the train code to escape. But mommy had a better idea. Why don't we make a game out of it? Does that sound good? A game? Sure. Anything that doesn't involve you strangling me to death. Ok, băieți și fete, și mami Long Legs a zis că Păpușa Popii urma să-ți dea codul ca să ieși din această fabrică. Însă eu am o idee mai bună. Hai să facem un joc din toată chestia asta. Și player a zis că da, puteți să ne jucăm orice, însă te rog, nu mă omorâ. Ourselves. The game station is still working. You mean the train station? No, the game station is a separate thing, conveniently located next to the train station. Complete my train, then mommy will let you and your little traitor friend escape on the game. No, wait, I mean, complete my games, and you get it. I'll let you leave. Ok, deși că nu lasă să plece și trebuie neapărat să completeze, cum zice, trebuie neapărat să completeze jocurile. Însă fiți atenți, boys, că cred că e o chestie la mijloc, auziți aici. Deci, nu știu dacă ați fost atenți, însă când a început episodul, Poppy a zis, uite, am ajuns aici la Game Station, știi? Și player zicea că noi trebuia să ajungem la Train Station, adică nu la secțiunea de jocuri, trebuia să ajungem la secțiunea cu trenuri ca să plecăm de aici. Și Păpușa Popii a zis că e fix același lucru. Și acum mami Long Legs a zis că nu e același lucru. Adică că Game Station-ul nu e aceeași chestie cu Train Station-ul. Și asta înseamnă că Păpușa Popii, boys, poate l-a mințit pe player. Sau poate nu știa nici ea, nu știu. Dar și că dacă eșuezi la jocurile mele... Aoleu, săracul, lasă-l, lasă-l! Ok, s-a prins el. S-a prins el. Hai să vedem. Ce că distracție. L-a dus aici, boys. Deci, boi, și acum mami Long Legs își bate joc de player. Într-un fel, dacă el completează toate jocurile, o să poată să iasă din această fabrică. Deci, bă, ăsta e un moment foarte, foarte interesant. Deci poate să iasă de aici și dacă nu, nu o să poată să o facă. Și acum este primul joc care se numește Musical Memory.
Le regulile sunt simple. Ok, deci trebuie să-și folosească grepecul ca să... Gen, trebuie să apese pe culorile care apară pe ecran. Hai să vedem. What's that creepy bunny doll hanging from the ceiling? Chica, is he important? Chica, hopa, și are acolo ceva, chestie ciudată, o păpușă, gen o păpușă iepure. Mamă, și Chica, acea păpușă, de fiecare dată când greșești, o să vină mai jos, mai jos, mai jos. Și după ce se întâmplă? Ce că... Boys, deci ăla e viu și a zis că ea nu o să ruine surpriza și că dacă vine foarte, foarte dacă vine foarte aproape de el, gen, adică el nu face bine jocul, o să-l omoare. Hai să începem, hai. Roșu, dai pe roșu, frățioru. Okay, red. Bun. Red, blue, roșu, albastru. Red, blue. Ok. Roșu, albastru. Violet, boys, dar nu e niciun violet. Ce fac acum? Trebuie să dai seama. Boys, vine asta. Bă, apasă pe move. Dar unde e move? Că nu e. Trebuie să apese pe move. Boys, uite. Ok. Și că doar începem. Roșu. J. Trebuie să apese pe J. Uite, J. Yes. Ok, deci, bă, trebuie să apese unde zici ăla, dar e destul de greu. Mamă, boy. Ce naiba i-a făcut acum? A zis roșu, albastru, violet, roșu. Băi, nu poate să rețină toate astea. J. Ce o să fac acum? N-are cum, boy, să le rețină pe toate. Ma, fă ceva, fă ceva. Apasă pe ăla. Apasă pe ăla. Mamă, i-a zis că ci că trebuia să rezici puțin mai mult. Acum nu o să ne mai distrăm deloc. Ci că mami știe alte... Ci că ok, a ieșuat la jocul ăsta. Însă mami are alte jocuri pregătite pentru tine ca să se joace. Hai să vedem. Bă, ce o să faci? Ălea? Ci că nu poți să-l omori, dar nu o să-l omoare. Nu cred că o să-l omoare, boys, nu? Îl pune aici, hopa. La un nou joc. Unde naiba sunt acum? Bine ai venit la jocul secundar Statues, statuete. Hai să vedem. Boys, ce o să fac acum? Mamă, ce chestia aia? Se numește statuete. Deoarece o să trebuiască să stai acolo ca să supraviețuiești. It's some kind of worm hound or snake dog. No, it's PJ Pogamiller. Right, clearly. We're gonna play a game of chase with a little twist. Chica, o să... Hopa, boys! A zis că și că o să jucăm un joc gen prinsa și uitați-o aici și pe păpușa Poppy. Cumva păpușa Poppy e în tovărășie cu mami Longleg și ambele sunt rele? When the lights are on, you freeze. When the lights are off, run as fast as you can. Cică când astea sunt regulile, când luminile sunt aprinse tu te oprești și când luminile sunt stinse trebuie să fugi. Și nu lăsa pe Jay să te prindă. Cleaning up afterward is always such a hassle. Wait, so when the lights are on. Ready? Go. Hai. Dai. Deci acum s-au stins astea. El trebuie să fugă. Și când se aprind luminile trebuie să se oprească. Oprește-te. Bun. Mamă, dar stați, boys, că el nu poate să se miște, dar ăla, monstrul ăla poate să se miște, deci poate să vină după el. Mami, hello? Hai să vedem. Du-te mai departe, frățioru. Ok, mamă, destul de ciudat. Mamă, bro.
Și că pleacă de aici, pleacă de aici, go away. Mamă, vine după el, după el, fugi, fugi, mamă, să nu-i dea, să nu-i dea acum lumină, că dacă îi dă lumină trebuie să se oprească. Mamă, i-a dat lumină! No way that dog thing could have swung across. Mamă, uite cum merge pe sus, boys. Hai, mă, lasă-l! Lasă să meargă! Mamă, lasă să meargă, fugi. Sar, frățioro! Player! Unde ai mers? Boys, dar stați, dar care-i treaba cu păpușa Poppy? Mamă, deși că dacă te ascunzi, înseamnă că trișezi. Deci, boys, acum player a fugit de acolo și o să încerce să evadeze. Gen, nu se mai joacă cu Mami Long Legs. A fugit. Și că cum îndrăznești să te ascunzi? Nesimțitule. Boys, ce vrea să facă? Ok, cred că sunt sigur. Nu poate să vină pe aici 100%. Cheater, mamă, l-a prins, boys. Mamă, uitați-vă ce urâte-i Mami Long Legs, boys. Fugi, frățioru, fugi de aici. Hai, fă ceva, boys, dar care-i treaba cu păpușa Poppy? Ați văzut că era și ea acolo. Am încercat să mă joc după reguli. Dar mi-ai ruinat totul. Acum o să mă mai joc un ultim joc cu tine. Se numește Hide and Seek, de a v-ați ascunselea. Mamă, deci băi, are 20 de secunde să se ascundă și să fugă. Ce că trebuie să mă ascund? Fugi, frățioru. Hai, ascunde-te undeva. Mamă, s-a băgat în incinerator, boys, aici unde ăștia sunt, cum îi zice, sunt arși de vii, practic, și se face cenușă din ei, sau arși de bursa, baram, însă este închis. Miroase oribil. Acum vin, a zis. Unde ești? No. Boys, uită pe Mami Long Legs. Ești foarte bun la chestia asta, i-a zis. Trebuie să dau victoria. Mamă, când i-a zis asta că ești foarte bun la asta și trebuie să-ți dau victoria, a zis yes și l-a ajutat că l-a auzit că e aici înăuntru. Mamă. Asta e perfect. Mamă, boy, să apese pe buton. Hopa! A venit păpușa Poppy fix înainte să apese pe buton ca să-l ardă pe ăsta. Boys! Ce-a făcut păpușa Poppy? Did you turn the grinder on? Bă, a tăiat-o pe jumate. M-ai salvat. Cică, aia nu am fost eu, aia a fost Karma. Și Mami Long Legs nu să ne mai deranjeze de acum. De unde știi asta? Boys, cred că a revenit. Ce-i chestia aia? Ce-i chestia, boys? Mamă, a luat-o pe Mami Long Legs chestia aia. Nu știu. Nu știu despre ce vorbești, player. What? Boys? Cumva păpușa Poppy e malefică. Bun, băie și fete, păi aici s-a terminat episodul. Mi s-a părut foarte, foarte tare. Însă aici pe final, deci Mami Long Legs a fost tăiată pe jumate de chestia aia, de acea mașinărie, de grinderul ăla. Însă, după cum ați văzut, era acolo un paianj de ăsta care a luat-o înăuntru și papi a zis că ea n-a văzut nimica. Boys, o fi care și ea ceva de a face cu chestia, nu uitați neapărat să apăsați butonul drag să vă abonați la acest canal. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea curând cu episodul nou. V-am pupat pe toți, pa, pa.